este bine să ne amintim că în aceste zile se împlinesc 60 de ani de la trecerea în neființă al lui Lucian Blaga. Se întâmpla pe data de 6 mai 1961, iar câteva zile mai târziu, pe 9 mai, se împlineau 40 de ani de la înființarea Partidului Comunist Român. În acele împrejurări, Lucian Blaga a fost înmormântat cu mari dificultăți. Din această cauză ne-am gândit să marcăm această aducere aminte a morții sale prin lectura unui poem. Poemul nu l-am ales chiar la întâmplare, pentru că într-un interviu cu criticul literar Gheorghe Grigurcu, acesta mărturisea că într-o întâlnire cu Lucian Blaga, întrebându-l dacă are un poem preferat între cele scrise de el, Blaga a numit acel poem Câinele din Pompei. Prin urmare, asupra acestui poem ne vom opri într-o lectură și o încercare de interpretare. Este un poem prin care se poate ilustra și relația dintre biografia unui autor și opera sa lirică, dacă este vorba despre un poet. O să citim întâi poemul Câinele din Pompei și apoi, apelând la cartea de scriere autobiografice, Hronicul și Cântecul Vârstelor, vom aproxima și împrejurările în care s-a născut germenile acestui poem. Mai întâi să dăm lectură poemului. Câinele din Pompei. Văzui în Pompei acel câine roman, așa ni-l voiră zeițele sorții, mulaj conservat în materia morții să nu-l putrezească nici ploaie, nici an. Ieșise să scape de norul din ușă, de noaptea căzută din munte cu foc, dar câinele, scurt răsucindu-se în loc, se stinse rânjind și mușcând din cenușă. Te văd, Dumnezeule, plumb, scrum și nor, odată venind peste mine prin ușă din muntele cerului cu tropitor. Scăpa voi doar până în poartă, apoi mușca voi în tine a lumii cenușă, tiparul în tine păstra-mi-l voi. Acesta este poemul pe care autorul l-a purtat vreme de circa 30 de ani în minte, dacă ținem seama de pagina din Hronicul și Cântecul Vârstelor în care este evocată geneza poemului. În anul 1911, pe când Lucian Blaga era elev la liceul Andrei Șaguna din Brașov, unul dintre profesorii lor, care era din întâmplare și unchiul lui Lucian Blaga, a organizat o excursie în Italia cu școala. Se obișnuiau astfel de excursii pe o perioadă mai îndelungată, o săptămână, să zicem, în vacanțele de primăvară și într-o asemenea ocazie s-a născut imaginea, s-a fixat în mintea lui Lucian Blaga, imaginea
care va apare apoi în Cânele din Pompei. Dau citire câtorva pasaje care se referă numai la geneza poemului Cânele din Pompei. De pe la Napoli am căutat odată să ajungem și la poalele Vezuviului și am străbătut până în regiunea Lavei. Erau case răzlețe pe acolo, pe pământ ars, pe alocuri podgorii și grădini cu portocale. Cât un vârtej de vânt ne umplea ochii și gura cu pulbere de lavă. Strigătul măgarului se auzea de pe culmile toride. Catâri suiau și coborau astăzi ca totdeauna. Iar mai departe, ajungem chiar la rândurile care se referă la împrejurările în care s-a născut poemul. Iar o vizită la Pompei se cuvenea să fie întreprinsă într-o zi caniculară. Adăugăm noi aici că vulcanul s-a revărsat în data de 24 august anul 79 după Hristos și Lucian Blaga era doritor, chiar elev de liceu fiind încă, să refacă oarecum atmosfera acelui eveniment. Caniculară în aprilie, zice el mai departe. Cetatea moartă, ce ni se prezenta ca pe o tavă incandescentă de ardezie, avea chiar de la început darul să anuleze în noi conștiința timpului istoric trecut de la catastrofă până în clipa de față. Pe toate suprafețele se topea văzduhul. În marea liniște ce pândea dintre ziduri, bănuiam umbrele romane. Erau foarte aproape de noi aceste umbre și evocam făpturile vii de acum 2000 de ani, al căror pas se auzea atunci la fel ca al nostru prin aceste străduțe înguste, pietruite cam grosolan și arhaic. Ecoul din zid este al pasului nostru sau al pasului lor. Încă ieri umblau pe aici semenii romani, căci se văd în lespezi urmele roților. După un colț, un puternic perete se înalță în fața noastră. Ne oprim. Peretele ne întâmpină cu lozinci de propagandă electorală pe care le putem înțelege chiar și numai cu pospaiul de latinească ce s-a prins fără de voie de noi. Intrăm prin case, prin grădini, în praguri ne primește scris cu pietricele de mozaic avertismentul în care se rostea simbolic imunitatea casei romane, cave canem. Numai lătratul de rigoare lipsește. În schimb, șarpele păzitor stă desigur undeva sub o lespede de marmură, mușcându-se singur de coadă, încheiat ca un inel și închipuind timpul ce totuși în sine trebuie să se întoarcă odată. Ne imaginăm scene idilice ce au putut să aibă loc prin grădini și scenele intime impuse încăperilor chiar de pictura în negru și roșu de pe pereți. Ating cu mâna vase și unelte. Peste o măsuță mă aplec ca să miros pâinea arsă. Muzeul local ne așteaptă cu poarta deschisă. Am intrat. Ochii mi s-au deschis aci, clipindu-i miți în fața acelui mulaj în ipsos al unui câine găsit în cenușa vulcanică ce-a îngropat așezarea. Evident, câinele fusese surprins de norii prăpădului căci a murit, răsucindu-se și mușcând cu dinții din cenușa cel copleșa. Imaginea m-a urmărit o viață întreagă. Vreo 30 de ani mai târziu aveam să scriu un sonet, Cânele din Pompei, în care sugestia se sublima simbolic într-o viziune de apocalips cosmic
și personal. Deci, Blaga precizează în chiar pagina ce conține geneza poemului Câinele din Pompeii, că este vorba despre un sonet. Ne putem întreba de ce un sonet, iar răspunsul poate fi că spațiul acesta italian este legat de istoria sonetului. Și Eminescu a scris poate cel mai cunoscut sonet al său, Veneția, tot pornind de la acest spațiu. Prin urmare, Blaga a imortalizat imaginea de la Pompeii din excursia sa din 1911 într-un sonet. Pentru că sonetul s-a născut, se pare, la 1200 și ceva spre 1300, tocmai în spațiul italian. Ar fi vorba, prin urmare, de prestigiul acestei specii, prestigiul aproape milenar. Și atunci poetul a ales să își toarne într-un sonet imaginile acumulate în timpul acelei excursii. Acestea fiind zise, aș reveni la sonetul Câinele din Pompeii. Sigur că nu ne propunem să epuizăm sensurile acestui sonet, pentru că ar fi și imposibil. Dar vă propun ca un joc al imaginației, să ne închipuim poemul ca pe un vas roman sau poate grecesc. Și să spunem câteva cuvinte despre desenele de pe acest vas. Să zicem un ulcior, dar nu înainte de a ne închipui și interiorul său. Întunericul pe care acest vas îl conține este misterul poeziei și acesta nu face decât să potențeze, să dea forțe nebănuite imaginilor din afară, de pe pereții vasului. Deci tocmai misterul acestui întuneric, din el vine forța poemului, din acest mister din interiorul vasului. Așa că, revenind la poemul lui Blaga, Câinele din Pompeii, aș stabili odată tema. Gândindu-mă la tema poemului, am constatat că el poate fi numit într-un fel Oda în metru antic a lui Lucian Blaga, pentru că cele două poeme au o temă comună, anume existența umană, existența noastră, care echivalează cu o învățare a morții. Dacă Eminescu spune nu credeam să învăț a muri vreodată la începutul Odei în metru antic, iată că Lucian Blaga tocmai pe această temă se mulează în Câinele din Pompeii. Din cauza aceasta, citind cu atenție poemul, observăm că e structurat pe două mari momente. Fiind un sonet, catrenele lui ilustrează sau prefigurează o imagine a trecutului. Este bine să vedem întâi de toate verbele, foarte multe la număr, care oarecum dau și schița unei mișcări epice în poem. Deci, văzui în Pompeii acel câine roman, așa ni-l voi răzeițele sorții, mulaj conservat în materia morții, să nu-l putrezească nici ploaie, nici an. Iată, deci, ființa adunată într-un mulaj conservat în materia morții, ca să nu poată fi distrus nici de timp și nici de
intemperii. Următoarele două strofe, care sunt terține în structura sonetului, prefigurează o imagine a prezentului, dar a prezentului istoric. Te văd, Dumnezeule, plumb, scrum și nor, odată venind peste mine prin ușă din muntele cerului cu tropitor. Acest odată, deci te văd, Dumnezeule, odată venind peste mine prin ușă. Acest odată, adverbul acesta, mi se pare că are sens de viitor. Adică te văd cum vei veni odată peste mine. Oarecum se reia imaginea din Catrene, imaginea câinelui din Pompei conservat în materia morții, și același lucru se va întâmpla și cu mine, deci se transferă toate întâmplările istorice din Pompei asupra ființei umane în prezent și în eternitate, propriu zis. De altfel, am putea fi atenți și la cromatica imaginilor, care este bazată pe griuri apăsătoare, care și ele se intensifică în terține, deci în ultimele două strofe. Și de asemenea, realismul istoric al imaginilor din acest poem. Cum sugeram deja, scenariul este realizat prin jocul timpurilor și al modurilor verbale, dar și pe de altă parte, prin ipostazele pronominale. Adică această mutație de la văzui în Pompeia acel câine roman asupra persoanei mele din terține. Nu m-aș întinde prea mult în legătură cu poemul acesta, pentru că el trebuie să sugereze, să rămână, deci sensurile lui la îndemâna tuturor cititorilor, din care cauză consider că ar trebui să mă apropiu de încheierea acestor cuvinte ce le-am spus despre poem, aducând aminte că a fost ridicată prin secolul al XIX-lea de către un poet romantic o întrebare a poeticii fără răspuns. La ce bun poeții în timpuri sărace? Asemenea timpuri străbatem și noi acum, așa cum au fost și în urmă cu 60 de ani la moartea lui Lucian Blaga, iar răspunsul nu poate fi decât tot în acest poem găsit, și aș spune în acest sens că poezia are proprietatea uraniului, adică aceea de a-și elibera energiile în secole. Deci nu se epuizează decât în secole sau poate niciodată. Cam așa aș încheia această aducere aminte a morții lui Lucian Blaga, marcată de mine prin lectura Câinelui din Pompei. Vă mulțumesc!